Hei, salutare YouTube, numele meu este Roman și am revenit pe canal cu un banger de excepție. Am reușit să facem 41 de kill-uri în modul King Kong vs. Godzilla. Nu uitați că în acest mod toate meciurile pe care le jucați vi se înregistrează în cont ca și meciurile normale. Adică un win o să fie un win ca și pe Battle Royale-ul normal, un kill va fi un kill ca și pe Battle Royale-ul normal. Am folosit, bineînțeles, cele mai meta arme din acest sezon, XM4 și Ongan. Aveți la finalul videoului clasele. Enjoy the video! Dar trebuie să îngeți în echipă cu ăla. Că nu mai înțeleg. Sau acolo sunt doi. Una din două. I've got contact over here. Dacă da, păi eu. Tu erai. Atrás daqui. Nu, de ce v-am dat wipe? După ăla din avion. Nice. Bă, aici să-l se bat 18. Nice. Nice. Nice.
Very, very nice, bro. I like it. I've got contact over here. De ce nu te-ai urcat pe cort? Nu trebuie pentru un prieten. Calm, Romane, calm. Squad member is redeploying. Scrap the contract, it's over. Reinforcements are on the way. Calm, Romanski. Calm, Romanski. Calm, Romanski. Excellent kill. What? No, 8 din 10. No. Tagging 8. Calm, Romanski. Traversează pe mijlocul străzii cu aia. Nice. 34. Nice, 35. Cu ăla 5 din 6 trebuie să bat. No way. I-am bătut piarul totuși. No. No. 4. I have to kill all of them. Nice! Încă două! I need... Nice! Patruzeci, ceap! Ceap, primul meu 40 pe caldera! N-a murit deloc meciul ăsta! Pot să fac 41! 40, ceap! Am dat 40! Am făcut 40 fără ajutor, jucând cu random. Doamne, tremur. 41 de kill-uri, bro. No, one shot, one shot. One shot, bro. One bullet, one bullet, one bullet.
41 de kiluri! Nu cred! 41, bro, fără help! 41! Let's go! Aceasta este cea mai bună clasă pentru XM4. Avem Agency Suppressor, Task Force, Axial Arm 3X, Field Agent Grip și Stanag 60. Iar aceasta este cea mai bună clasă pentru Owen, Recoil Booster, Primul Barrel, Nidar Model, Remove Stock, Handstop, Gorenko, Hollow Point, Polymer, Fleet și Quick. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să apăsați butonul de like, să dați un share prietenilor voștri și să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre gameplay-ul pe care l-am oferit. Am fost Roman, v-am pupat, pa!